Să știi că mămicile mă caută încă de când sunt însărcinate și cumva noi creăm o legătură, știi, pe perioada sarcinii, apoi este primul an de viață al bebelușului care se spune că este cel mai greu, apoi devin mofturoși, nu știu ce să le mai dea să mănânce, urmează perioada adolescenței, să știi că abia pe asta acum o pregătesc, că le-am pregătit ceva și pe perioada adolescenței. Dacă ar fi să-ți răspund la întrebare, pentru mine, de exemplu, nu este greu să le dau sfaturi, pentru că deja am creat o relație cu ele, pentru că deja atunci când rămân însărcinată ți-am zis și caută o carte, mă găsesc pe mine și cumva sunt tot timpul aproape de ele, cu un sfat, cu o vorbă bună, cu, până la urmă, cu experiențele pe care eu le-am trăit de 3 ori până acum. Tu ai vorbit până acum din experiențele tale, tot ce ai povestit, tot ce sfat ai dat din experiențele tale și ai trăit odată cu copiii tăi toate astea. Dar eu am observat, copiii tăi sunt niște copii cu minți și nu prea experimentați chiar tot ce se poate. Asta crezi tu? Că nu? Ai mei copii sunt cu minți, să știi? Știi cum este? Copil cu minte și babă frumoasă. Nu, niciodată. Dar să știi că eu i-am postat pe ei în diverse ipostaze. Uite, pot să spun că acum cu Alex ne aflăm la vârsta adolescenței, o vârstă care ar trebui să fie foarte dură pentru mămici. Am noroc să am un copil bun, să fie înțelegător, să aibă niște pasiuni care să-l dezvolte frumos. Însă, sinceră să fiu, nu cred că o să pot să spun că voi trăi același lucru și cu Alexia, care ea promite. Ea are o personalitate puternică încă de când era micuță. Iar Nicolas, pentru că adoră pe sora lui, vrea de fiecare dată să fie ca ea. Așa că nu sunt, să știi, copiii mei nu sunt cei mai cuminți, sunt copii, iar un copil nu văd. Copii, asta zicea și Adela mai devreme când vorbeam cu ea, ce uitați la poze și nu credeți că eu exagerez. Sunt copii și fac tot felul. Dar de când mi-aduc aminte, Alex avea altfel de activități față de copii de vârsta lui. Nu mai știu acum că e cu pandemia, nu mai la mormânt. Și acum, era cu grădinărit. În continuare este la păi fel. Păi vezi, ziceai, am dreptate. Are o fermă foarte mare la Sinaia. El are grijă de animale. Acum când este la școală, mama îi ține locul. Cu oi, nici nu mai știu, le-am pierdut numărul. Sunt peste 30 de oi. Mama săraca este terminată. Au mai apărut nici de oi în gurde. Deși noi îi spunem tot timpul că trebuie să se cam oprească. Găini pe care le duce la concursuri. Iepuri cu care a câștigat campioni. Adică de genul acesta. La un moment dat am încercat să-i pun puțină frână acestei activități și mi-a zis, auzi, dar ce ai vrea să fac? Să mă duc prin cluburi, să fumez, să mă droghez? Bucură-te că mă duc la Sinaia! Exact, și atunci am zis, da, ok, da, ai dreptate. Dar vezi cum e pe vremea mea, cum s-ar zice? Părinții amenințau copiii. Vezi că dacă nu vezi bine la școală, o să te faci cioban la oi. Te trimit cioban la oi, doar să știi să numeri oile și te trimit acolo. Cumva asta era o meserie care te făcea să muncești, deși mi se pare foarte greu să fii cioban, dar lui îi place, nici nu poți să-l mai ameninți cu nimic, că el și-a creat deja propria lui fermă înainte să fac 18 ani. Exact, să știi că nu prea poți să-l ameninți, să știi că dacă, în primul rând, avem niște reguli. Nu are voie să ia note sub 9, poate spui că sunt exagerată, nu sunt exagerată, dar trebuia să ridic standardele foarte sus și nu are voie să fie obraznic, bineînțeles, aceasta este una dintre regulile pe care o mai încalcă și nu sunt așa multe, să știi că nu sunt atât de dură. Iar dacă le încalcă, le ameninți că nu mai plec la Sinaia, știi? Asta este pentru el cea mai mare pedeapsă. Mă, nouă, dar nu poți să-ți placă toate, poți să fii bun la toate, dar nu poți să-ți placă și matematica și româna în egală măsură. Sper că ești exigent. Sunt exigentă? Ok, sunt exigentă atunci. Ție-ți plăcea la școală și matematica și româna în egală măsură? Aveai 10 și la matematică, 10 și la română, apoi 10 și la chimie? Sunt oameni, uite cum ești tu pe partea creativă și la matematică, dacă te întreb acum o formulă, sigur nu știi. Probabil că nu știu, deși am fost olimpică și la matematică și la fizică. Și uite, am ajuns să fac, să scriu, exact. În momentul în care înveți și ești serios și ești silitor, mai ales la vârsta la care este el, în clasa a noua, nu mi se pare că este imposibil să ai niște note bune. Și mai ținem o secundă o întrebare, că știu că vrei să duci acasă.
Asta e o problemă personală. De ce în ultimii ani copiii nu mai știu să zică mulțumesc sau să dea bună ziua? Unde este vina, de fapt? A părinților, a societății că ajung la școală și se dau unii cu ceilalți? De unde pornește totul? Sinceră să fiu, cred că totul pornește de la părinți. Este societatea, sunt ceilalți copii, dar noi trebuie să fim în spatele lor și să îi tragem de mânecă și să le spunem tot timpul mulțumesc, bună ziua, pentru că să știi că și eu fac lucrul acesta în continuare, să nu crezi că ai mei copii, nu uită, știi, de mă mai uit așa lung la ei, bună ziua, mulțumesc, și atunci am grijă ca eu fiind adultul, să audă tot timpul, în primul rând eu, exemplu, sunt exemplul lor și pe mine trebuie să mă audă făcând lucrul acesta și da, noi de foarte multe ori trebuie să fim în spatele lor și să le aducem aminte.